Iarna, câinii se poartă la modă. Proprietarii de căței se pregătesc de sezonul rece în ciuda temperaturilor primăveratice din această săptămână. Reprezentanții pet shop-urilor spun că iubitorii de câini deja dau târcoale raioanelor cu haine pentru patrupede. Această hăinuță e pe perioada de toamnă, impermeabilă, pentru sezonul mai ploios. Este o mărime mai micuță, pentru câinii de talie medie și mare, imitație de piele, așa, cu blăniță pe interior. Sunt favoritele clienților. Deținătorii de animale nu se uită la bani când vine vorba despre companionii lor, așa că ajung să cumpere câteva rânduri de haine într-un singur sezon. În jur de 2-3 rânduri. Depinde de gusturi și de pretențiile câinelui. Prețurile variază între 50 de lei și 150 de lei. Pentru câinii de talie mică, care au păr scurt, ajută foarte mult în sezonul rece, iar pentru câinii de talie medie-mare, la fel dacă sunt cu păr scurt. Iar cei cu păr lung, mai mult așa, de decorativ. Prefer să îmbrac cățelul. Prefer să-i fac haine și să-l îmbrac în fiecare iarnă, că e și micuț. El fiind de talie foarte mică, nu prea găsesc haine și de aceea am ales să-i fac eu și acum anul ăsta vreau să optez să-i cumpăr o pereche de papucei. Sunt care cheltuie, cred că, destul de mult pentru asta. Cam câte rânduri de haine aveți pentru căței? Una singură, când se roade, cumpărăm altul, dar numai impermeabil. Nu exclud că sunt niște rase friguroase. Ei se rezolvă cu blana. Proprietarii magazinelor de animale spun că în sezonul rece, vânzările hainelor pentru animale cresc semnificativ.